Băncile falimentează, marile corporații concediază, în România prețurile cresc, puterea de cumpărare scade, consumatorii români sunt mai chibzuiți, mai economi și se documentează mai mult înainte de a face o achiziție. 7 din 10 șefi de companii din România spun că nu vor bugeta investiții semnificative anul ăsta, arată Manicorp. Provocări? 32% dintre ei așteaptă o stagnare economică în 2023. 28% văd o creștere economică, dar marginală, tot 28% văd o ușoară recesiune. Pesimismul îi caracterizează pe 12% dintre executivi. Văd o recesiune economică severă în 2023. Cei din urmă, mergem la Andrei Georgescu, cofondator White Image. Salutare! Bun găsit! Bună ziua! Cum văd companiile de la noi aceste amenințări, să le spun, aceste riscuri? Ce măsuri iau pentru a depăși provocările economice și, până la urmă, cât de mult au la îndemână pentru a combate, să spun, anumite efecte pe care le vedem pe plan global până la urmă? Păi, o văd cu temere și nu doar că o văd cu temere, sunt multe companii care le monitorizăm noi și unde chiar am văzut scăderi ale vânzărilor anul acesta comparativ cu anul trecut. Deci, impactul se simte. La multe firme, mă rog, nu la toate, dar la multe firme se simte, într-adevăr. Acum, ca și semne, se vede falimentul băncilor, valul de concedieri la marile corporații, puterea de cumpărare mai redusă, achiziții mai puține, a scăzut ideea de cumpărături de impuls, adică aici chiar se simte cam cu 30% s-au redus achizițiile din impuls. Accesul la creditare este mai îngreunat în perioada asta. Bun, care ar fi topul companiilor care resimt această frică? Din ce domenii de activitate? Din toate, de la bricolaj până la groceries, din toate domeniile. Cele care au resimțit oarecum, să zic, un impact pozitiv în perioada asta au fost cele care au produse cu prețuri foarte ieftine. Acolo au migrat clienții care cumpărau de la produse mai scumpe către cele mai ieftine. Și acolo, într-adevăr, am simțit o mică creștere, adică mică însemnând în jur de 10%, 10-15%, ceva de genul ăsta. Probabil și în construcții și acolo s-a mai simțit un pic, depinde pe ce palier vorbim. Bun, cam astea sunt provocările, soluții nu pot fi foarte multe la îndemână și pe termen scurt. Vă mulțumim deocamdată pentru intervenție, vă mai așteptăm la noi.